seara și bine v-am găsit la un nou grupaj informativ. Vrâncenii și-au omagiat eroiile căzuți la datorie în timpul primului război mondial, seara trecută la mausoleul Mărășești. Viceprim-ministrul și totodată ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea, a fost prezent la aceste manifestări, alături de Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea și oficialități locale și județene. Și vrâncenii au venit în număr mare la acest eveniment, care s-a dovedit a fi unul deosebit. S-au tras salve de tun și a fost adusă torța libertății și mândriei naționale. Manifestările de la Mărășești s-au desfășurat în prezența unui număr mare de vrânceni care au ținut să aducă un omagiu înaintașilor noștri care s-au jertfit pentru țară și pentru unitate națională. Viceprim-ministrul Gabriel Oprea și președintele Consiliului Județean Vrancea Marian Oprișan au fost primiți cu onoruri militare. Ministrul Afacerilor Interne, Garda de Onoare, constituită în cinstea soțirii dumneavoastră, vă prezintă onorul. Sunt comandantul gărzii, colonel Cernat. Ceremonialul a continuat cu o slujbă religioasă oficiată de un sobor de preoți în memoria ostașilor care s-au jertfit pentru patrie. După oficierea slujbei, a urmat alocuțiunile oficialităților. 6 august 1917. Simt aici acum, alături de dumneavoastră, alături de toți cei prezenți aici, alături de vrânceni și de români, alături de cei care sunt departe de casă și de țară, un sentiment pe care îl trăiesc de fiecare dată la 6 august aici, în județul Vrancea. Un sentiment extraordinar, ca și când cuvintele mele, cuvintele noastre, sunt prea puține sau prea sărace să reliefeze ceea ce înaintașii, ostașii români, generali, ofițerii, mareșali au înfăptuit pentru noi. Onorată asistență, Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria și Asociația Tradiția Militară au adus în această seară aici, la mausoleul de la Mărășești, Catedrala Eroismului Românesc, torța libertății și a mândriei naționale, care aseară a fost aprinsă la flacăra nemuritoare care arde la mormântul ostașului necunoscut din Parcul Carol din București. Ne dorim ca această flacără să lumineze calea eroilor neamului care au fost, mai sunt și vor fi încă. Sunt onorat să mă aflu astăzi aici și să transmit salutul președintelui României, domnul Klaus Iohannis, la această importantă manifestare. Administrația prezidențială se alătură astfel comemorării sacrificiului suprem dat de către ostașii noștri în cea mai mare bătălie de pe frontul românesc din primul război mondial. Mulțumim pe această cale tuturor celor care, în această zi specială pentru trecutul nostru, își aduc aminte de eroii României. Este o mare onoare pentru mine să fiu prezent și în acest an aici, la Mărășești, pentru a comemora cea mai importantă victorie a armatei române în primul război mondial. Este o sărbătoare a curajului și a dărzeniei militarilor români, un reper al națiunii noastre în fața unuia dintre cele mai mari provocări
ale istoriei. Vreau să-i mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean, domnul Marian Oprișan, pentru faptul că în fiecare an, aici, în aceste locuri pline de încărcătură istorică, Consiliul Județean Vrancea onorează sacrificiul militarilor români din primul război mondial. O astfel de sărbătoare este un bun prilej pentru fiecare dintre noi, cei care simțim cu adevărat românește, să reflectăm la viitorul și destinul acestei țări. După aceste momente a avut loc ceremonialul de depunere de coroane. Printre instituțiile care au depus coroane s-au aflat Președinția României, Guvernul României, Ministerul de Interne, Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Consiliul Județean Vrancea, mai multe primării din județ, dar și instituții de cultură și învățământ. La mausoleul mărășești a fost adusă torța libertății și mândriei naționale, care a fost aprinsă de la mormântul ostașului necunoscut din parcul Carol I București. În cinstea eroilor care s-au jertfit la Mărășești, în luptele din 6 august au fost trase 21 de salve de tun. Mausoleul Mărășești este locul unde, în urmă cu 98 de ani, 117.000 de soldați români și francezi au murit, au fost răniți sau au căzut prizonieri pentru ca România să nu fie ocupată de armatele germane. Omul de cultură Dan Puric a vorbit aseară vrâncenilor aflați în Piața Unirii din Focșani despre eroi în contextul manifestărilor organizate pentru cei 98 de ani de eroism în Vrancea. Actorul a fost primit din nou cu căldură și aplauze de către publicul pe care l-a fascinat. Dan Puric și-a făcut apariția pe scena din Piața Unirii din Focșani alături de câinele său, un labrador pe numele Dulci. Omul de cultură le-a mărturisit focșănenilor că a dedicat și o carte animalului său de companie. Vedeți în fața noastră un puric și un câine. Avem surprize. Ea e scriitoare. O cheamă Dulci după... Nu-i conferință, că nu poți să conferințezi despre eroi. E o întâlnire de suflet cu dumneavoastră. A scris o carte care se numește așa, Dulci, jurnalul unui câine scris de un puric Dan. V-am adus toate cărțile mele, de la penultima suflet românesc, Omul frumos, Fidem, Cine suntem. Am crezut că ați venit să mă luați. Pe mine sau pe câine. Am să vă spun unde mi se pare momentul nodal de întâlnire. Întotdeauna când ai o chestie de genul ăsta, te face puțin mai atent asupra vieții. Descoperi în tine ceea ce nu se mai apreciază astăzi deloc. În România, asta superficială, pe la poturile de televiziune, și anume omul interior. Mulțumesc din cu asta bătem până la oituz. După ce a vorbit publicului despre dragostea de animale, Dan Puric și-a trimis prietenul patruped în afara scenei ca să facă alte mărturisiri vrâncenilor și să le vorbească despre eroi. Am făcut armata aici la 014-70. Există o posibilitate de a te lega într-o fracțiune de secundă de ceea ce niciodată n-ai citit, n-ai cunoscut. Știam eu ceva despre Mărășești. Dar în clipa în care ai văzut cămașa albă perforată de un cartuș și cu urme de sânge, ceva te izbește extraordinar dacă ești om, dacă ești român și dacă ești creștin. Ce este în ultimă instanță un erou? E foarte greu să vorbești astăzi despre așa ceva, pentru că distanța între omul obișnuit de astăzi, care mănâncă semințe, mai la casetofon, se plimbă înnebunit de căldură pe aici ca termitele, și ideea de erou este uriașă. Nu mai e cum să o asimilezi, pentru că de 25 de ani se fac eforturi fundamentale în România de a ne discredita eroi, de a ne crește copilașii ăștia departe de ei. Știți bancul, am auzit un banc tâmpit, domne, extraordinar, dar merge, apropo, ca să vezi cum poate să descrească o chestie, ci că, domne, care e animalul care dimineața are 400 de kilograme și seara are două?
ci că bărbatul după mulți ani de căsnicie. Este a doua oară anul acesta când omul de cultură este prezent la Focșani pentru a conferinția. Profesorul de istorie Cezar Chirciu și-a lansat astăzi la Biblioteca Județeană Duiliu Zanfirescu din Focșani cartea Țara Vrancei, o istorie a obștilor răzășești. La eveniment au fost prezente mai multe personalități din domeniul cultural care au apreciat lucrarea profesorului Chirciu. Biblioteca Județeană Duiul Zanfirescu Vrancea a găzduit astăzi lansarea cărții profesorului de istorie, Cezar Chirciu, intitulată Țara Vrancei, o istorie a obștilor răzășești. La eveniment au fost prezenți profesori, oameni de cultură, care au apreciat munca și lucrarea profesorului Chirciu. Sunt zile încărcate de istorie, aceste zile pe care le trăim astăzi. În primul rând, comemorarea luptelor de la Mărășești, de acum 98 de ani, pe care le-am sărbătorit ieri și în continuare în cele trei zile, astăzi, mâine și poimâine. Iar astăzi, domnul profesor Chirciu lansează o altă carte despre istorie, dar nu istoria luptelor, a războaielor, a jertfelor pe care moșii și strămoșii noștri le-au făcut pe câmpurile de luptă, ci o istorie a felului de organizare socială a muntenilor din Țara Vrancei, a celor așezați pe voile Purnei, Zăbalei și Șușiței mai puțin. Da. Dați-mi voie să mulțumesc și eu în egală măsură domnul profesor Cezar Chirciu, scriitorului, istoriografului Cezar Chirciu, omului Cezar Chirciu, care în foarte multe rânduri este aproape colegul nostru, pentru că îl vedem stând și cercetând în sala de lectura noastră, după care o perioadă nu mai vedem. Cu siguranță domnul profesor scrie ceva. Și bine, ce mai face domnul profesor? Scriu ceva, sper să fie ceva interesant, cu siguranță va fi, nu se știe, așa vorbește dumneavoastră, mai modest. Și dintr-o dată vine cu astfel de carte, așa cum a venit și cu toate celelalte, dedicate Focșanului, Vrancei, și dovedește încă o dată că este o persoană care este cu totul dedicată acestor locuri și le respectă în felul domniei sale. De obicei, cărțile le citim și înțelegem așa cum putem și ce putem din ele. De aceea voi citi câte ceva din ceea ce mi-am propus, pentru ca să fiu sigur că după aceea rămâne sau în orice caz că n-am bătut câmpii. Tot ceea ce am scris aici a fost inspirat și de un mesaj care a apărut în ziua și prin care cineva un nume își semnează, de obicei nu se semnează asemenea mesajul, și semnează domnul Viorel Iancu, pe care știu, și care spune că oare poate fi comentată, în sens de ghilimele, munca fără pregeta a profesorului Cezar Chirciu. Eu zic că munca nu poate fi comentată pentru că nu poate fi cuantificată. În sens faptul că atâtea documente văzute, atâta muncă, atâta supărare, atâta bucurie când găsești ce cauți, că poți să găsești un argument la care te-ai gândit și poți să dovedești, iată, deci lucruri interesante. Dar pot fi comentate produsele muncii. În cazul nostru, acest produs, Țara Vrancei, o istorie a oștilor vâncene. Ceea ce spun din inimă, spun din convingere, este o carte care impune respect, este o carte care nu rezolvă mai o problemă a comunității vâncene, ci o problemă națională, pentru că vedeți oștile vâncene în totalitatea lor și în ansamblul lor, s-au mai scris astfel de materiale, să spun, legate de oștile vâncene, însă ele au fost trunchiate, fragmentare, nu lipsite de valoare cu adevărat, că dumneavoastră le-ați revăzut așa, dar să fie cap-coadă este pentru prima dată. Dacă am zis și felicitări, domnul
terciu pentru lucrarea asta, ar trebui să fie ceva de convergent, așa ca cei care se vidă la apă sau ceva de parte. Așa că nu e vorba de o felicitare aici. Și aș spune altfel, i-aș spune întrebare. Cum a putut să-ți bată joc de sănătate, de timpul liber, ca să realizeze asemenea lucrări? În viața mea am citit atâtea lucrări, mai cu seamă în 60, când am trecut la cercetare, la stațiunea de cercetare, trebuiam obligat să citim toată literatura despre Vrancea, toate publicațiile despre Vrancea și așa mai departe. O parte din bibliografia care tratată mi-a trecut. Astăzi nu mai găsesc asemenea bibliografie, nici în librării, nici în biblioteci, nici în arhive, pe undeva, cine ca. Eu vreau pentru această generație, pentru ei vreau să rămână această carte. Ia de la domnul profesor o carte. Te sărut. Să s-o citească mămânca cu voce. Mi-aș dori ca această carte să rămână pentru ei. Noi ne-am trăit traiul. Vom mai vedea, dar să fim optimiști. Aș vrea ca această carte să pătrundă în biblioteci, să pătrundă în școli. Aș vrea ca această carte să împrăștie informații pentru cercetător, pentru student, pentru elev și pentru toți cei care își iubesc istoria locală. Cartea Țara Vrancei, o istorie a obștilor răzășești, este o carte document dedicată satului și obștii ținutului Vrancei. Peste 20 de mămici au participat aseară la un flash mob în Piața Unirii, dedicat Săptămânii Mondiale a Alăptării. Mămicile, dar și tăticii, au susținut alăptarea în public ca pe un lucru natural și firesc. În perioada 1-7 august s-a marcat la nivel mondial Săptămâna Alăptării. Cu această ocazie, mai multe mămici inimoase, alături de soților, au fost prezente în Piața Unirii din Focșani pentru a promova și susține alăptarea bebelușilor natural la sân. Scopul acțiunii de astăzi este acela de a promova alăptarea ca un fenomen și lucru firesc și absolut normal în viața fiecărui copil și în viața fiecărui cuplu, pentru că, din păcate, statisticile de la noi din țară nu sunt foarte încurajatoare. Doar 12% din mame alăptează până la vârsta de 6 luni a copilului, ceea ce înseamnă că 88% nu alăptează. După această vârstă de 6 luni, doar 3% din mamele noastre românce încă mai alăptează. Prin această campanie, care se desfășoară la nivel internațional, această săptămână, 1-7 august, este săptămâna internațională a alăptării decretată în întreaga lume, noi încercăm să promovăm alăptarea, să arătăm tuturor că se poate alăpta și că beneficiile pe care acest fenomen, această activitate, acest proces îl aduce asupra copiilor, asupra mamelor și asupra întregii societăți sunt incontestabile. Am auzit că foarte puține mămici ajung să alăpteze, deși teoretic multe mame ar putea alăpta. Să venim să dăm un exemplu. Când mergem duminica la biserică, e foame, îl alăptez. Nimeni nu zice nimic, e normal, e dreptul lui să mănânce oriunde și nu sunt. Reacția nu poate fi, nu pot să o exprim cum prin cuvinte, o reacție este un moment special și ceva extrem de natural. Consider că altă variantă este să iei o scurtătură în creșterea copilului tău, nimic nu-i va oferi ceea ce are nevoie un copil decât laptele matern. Am văzut diferențe între copilul meu alăptat de soția mea zilnic și cu greu și copiii la care le dai lapte praf. Aceștia sunt un pic mai... unii dintre ei sunt un pic mai plinuți decât ar trebui să fie, deci consider că e un exces, nu este benefic pentru ei, sunt lipsiți de energie, îi văd un pic mai lipsiți de energie și este mult mai bine pentru ei, fiindcă noaptea dorm. Acest copilaș trebuie să mănânce din două în două ore, conferă o energie maximă, s-a dezvoltat extrem de bine chiar cu două săptămâni, să spunem, peste vârsta pe care o are. Dacă are 6 luni, el s-a dezvoltat la 6 luni și 2 săptămâni. Este esențial și orice altceva este a lua o scurtătură în creșterea acelui copil. Prima dată săptămâna alăptării a fost celebrată în 1992 în Marea Britanie, Franța, Spania și China. De atunci, săptămâna alăptării este sărbătorită în peste 170 de țări pentru a încuraja alăptarea și pentru a îmbunătăți starea de sănătate a bebelușilor din toată lumea.
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea a publicat astăzi lista posturilor vacante, dintre care doar 38 de locuri se află în județul nostru. Vrâncenii care speră la ocuparea unui loc de muncă au mai multe șanse la un job în străinătate, unde sunt vacante 619 locuri de muncă pentru persoanele care au calificări și experiență în diverse profesii și meserii. Dintre cele 38 de oferte de muncă disponibile în județul Vrancea, majoritatea sunt destinate confecționerilor asamblării articole din textile. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea are disponibile un număr de 38 de locuri de muncă vacante declarate în această săptămână de către agenții economici din județul Vrancea, acestea fiind asistent social nivel superior, asistent manager, funcționar informației clienți, magaziner, vânzător, lăcătuș montator, strungar universal, mecanic auto, confecționar asamblor articole textile, stivuitorist, muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide, muncitor necalificat în industria confecțiilor. Șomerii își mai pot îndrepta atenția și către ofertele ce vin de la angajatorii din statele Comunității Europene. Țări precum Spania, Germania, Elveția, Norvegia sau Marea Britanie pun la dispoziție 619 locuri de muncă, cu salarii începând de la 3 euro pe oră pentru lucrătorii în producția și asamblarea aparatelor de aer condiționat și ajungând până la 75.000 de euro pe an pentru un post de profesor asociat în metoda elementului finit și analiza structurilor. De asemenea, oferta de locuri de muncă prin rețeaua EURES în Comunitatea Economică Europeană are disponibile locuri de muncă vacante în Germania, Marea Britanie, Suedia, Norvegia, Elveția și Spania. Pentru Germania, EURES România dispune de 85 de posturi pentru muncitorii calificați în diverse meserii care doresc să lucreze în Germania și pentru ocuparea cărora se va organiza o selecție la Sighișoara în luna octombrie 2015. Aceste locuri de muncă fiind operator stivuitor, comisionar, hamal, muncitor în metalurgie, electrician, mecanic auto, sudor mig-mag, mecanic instalații, operator CNC, instalator montator instalații de gaz, lucrător în depozit, mecanic utilaje prelucrarea maselor plastice și a cauciucului, sculer și zugrar vopsitor. Pentru ocuparea acestor posturi vacante sunt solicitate persoane care au calificare profesională încheiată, experiență în domeniu, permis de conducere categoria B, precum și cunoștințe bune de limba germană. Această ofertă de muncă este valabilă până la 13 august. Cei interesați se pot adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea și Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă Focșani. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi caldă, cerul va fi senin, iar vântul va sufla moderat. Temperaturile se vor încadra între 17 și 31 de grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct ediției știrilor de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!